Asculți Mindset de la A la Z, la Radio Integrativ. Pași spre cunoaștere. Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Mindset de la A la Z. Am alături de mine o invitată specială, dragă sufletului meu, Ileana Florina Chira. Bine ai venit, draga mea! Bine te-am găsit, Mirela! Bună ziua, dragi telespectatori și ascultători. Mulțumesc pentru invitație și să-i dăm drumul. Vă aduc aminte, dragi ascultători, că avem concurs. Este deja un lucru cunoscut. Ioan oferă și astăzi un cadou. Este nevoie doar să accesați pagina de Facebook Mirela Lia Gabor și să răspundeți în scris unei întrebări pe care o voi adresa înspre final de emisiune. Cuvântul zilei de astăzi este calitate. Dar pentru început, dragă Florina, te rog să te prezinți ascultătorilor noștri și să ne spui așa câteva cuvinte despre tine. Mulțumesc, Mirela. Sunt Florina Chira, Ilana Florina Chira. Locuiesc în Spania de 14 ani. Dar cine e Florina Chira, cum ai întrebat-o? Sunt o fată care a născut într-un sat de munte din județul Maramureș, într-o familie, într familie umilde. Suntem patru fete. Sunt mamă, tată, sunt, sunt, despărțită, am un băiețel de 11 ani. Sunt de profesie filolog. Dar acum studiez facultatea de filozofie la Baia Mare Drepturile Omului. Sunt coach, speaker și trainer calificat, calificat de, de echipă de John Maxwell. Și aparte de asta, sunt formadoare de persoane. Recent m-am calificat ca și instructor în dans sportiv, în trans energetic, scuze, în dans energetic și acum am terminat cursul de alimentație integrativă. Deci, cum pot să spun, sunt o femeie aproape completă. Îmi place să dăruiesc din ceea ce știu, fără să am așteptări și îmi place să am o viață de calitate. Dacă deja ai făcut legătura cu tema emisiunii noastre. Spuneai că ești în Spania. Cum ai ajuns acolo? Ce te-a determinat să ajungi în Spania? Am plecat am plecat așa, fără pe, mas, pe nepusă masă, cum se spune. Gândul meu nu era să mă stabilesc. am plecat să-mi cumpăr un calculator. Da. Pentru că atât de mult a venit o verișoară de-a mea și atât de bine vorbea despre Spania și mi-am închipuit, zic, în două săptămâni am să câștig cât câștiga alții într-un într an. Și m-am dus, m-am dus în vacanța de Crăciun și acolo am rămas. N-a fost, fost ușor, dar a fost multe situații, multe circunstanțe, dar m-am adaptat. Și uite că am aproape 14 ani de când sunt acolo. În intenția ta de viitor, există și această idee de a te reîntoarce și de a te restabili în România? Întotdeauna, întotdeauna, eu am două țări. România tia, cum spune copilul meu de 11 ani, mami, iar, ești, iar te duci la România tea. Nu spune România ta. Și, spa, și Catalunia. Iubesc Catalunia. Uh, pentru că e aproape de România, e aproape de limba română. Limba catalană e, e o limbă latină. Visul meu e să. Eu bătrânesc, vreau să-mi o petrec în România. Unul din visele mele este să, să construiesc un azil de, pentru persoane vârstnice pentru ca ultimele luni, ultimii, ultimii, ani din viață să trăiască așa cum se cuvine. Asta e visul meu. Eu știu să trăiesc cu bani puțini, dar multe persoane din jurul meu, din jurul nostru, cel puțin bătrânii, o persoanele vârstnice, mă gândesc la mama, mă gândesc la mătușa, mă gândesc la toți că nu au mediu de a, de a fi de a trăi înconjurați de, de persoane care să le dăruie acel puțin de iubire și acea viață de calitate, dacă tot au trăit necăjiți și tot au trăit într-o epocă comunistă, măcar să fie, înainte de a se duce dincolo, să aibă acea calitate de viață care și-o merită, care toți o merităm. Pentru că ai menționat uh, despre calitatea vieții, când ne referim la calitatea vieții, că exact la asta mă gândeam și eu, uh, să privim calitatea referindu-ne chiar la acest aspect, la calitatea vieții. Ce am putea înțelege sau ce ar putea înțelege ascultătorii noștri când aud această sintagmă, calitatea vieții? În primul rând, pentru a avea calitate, trebuie să-ți dai tu calitate. Mulți, mulți dintre noi și inclusiv eu. Nu, nu m-am considerat niciodată să fiu o persoană de calitate. Dar circunstanțele vieții m a făcut să-mi dau seama, să mă autocunosc și să mă autoeduc, să, înv să, 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 să învăț ceea ce am învățat atâția ani de zile, că am, am trăit pur și simplu într-o epocă comunistă, care nu se vorbea despre calitate, erau multe subiecte tabu care nu ne-au ajutat. Și a trebuit să învățăm, să, de să, de să dezînvățăm acele lucruri pe care nou nu ne-au beneficiat. Și calitatea vieții este, să, în primul rând, începe cu tine însuți. În momentul când tu te simți o persoană de calitate, de valoare, atunci viața ta are calitate. Calitatea e să, să poți să mănânci bine. În ce sens? Să, să mănânci sănătos. Mulți, mult, multe dintre persoane multe persoane suferă de multe boli incurabile, colesterol, diabet și zice, mâncând grătare, bând vin sau băuturi alcoolice, zice, pentru mine asta e calitate. Pentru mine calitatea e să mănânc sănătos, să meditez, să alerg, să dansez și să citesc. Asta e calitatea. Calitatea vieții e calitatea care își o propune omul. Um, M-ar interesa să aflu, și în mod sigur, și ascultătorii emisiunii noastre. Sunt curios să afle care a fost acel declanșator al dezvoltării tale personale. Ce te-a determinat, ce te-a împins să uh, cunoști din ce în ce mai mult, dar în același timp să și transmiți această cunoaștere semenilor tăi. A fost în anul 2017, pe 19 decembrie? Ce dată exactă? Singur, La... a fost un lucru care te-a marcat atunci. La 12 și 14 minute a fost când mi s-a diagnosticat cancer de sân. În acel moment s-a dărâmat pământul sub mine. Dar, cum se spune, că doar atunci când vezi urechile lupului, atunci reacționezi și atunci zici. Care a fost calitatea mea de viață. Eu nu mă, eu nu mă alimentam bine. Eu nu mâncam bine. Nu mă dedic, nu -mi dedicam. dedeam sufletul meu, acea calitate de care aveam nevoie. Am început un tratament foarte puternic. Uh, M-a costat, costat un pic, -am, am suferit, am suferit un pic, dar am înlăturat totul. Și am început să mă lecuiesc cu leacuri băbești. Mi-am amintit de bunica. Deci am început să mă hrănesc cu fructe, cu legume, am început să, să mănânc, mănânc, lucruri crude. Și atunci am zis, care e viața mea? Care e viața mea? Pentru că nu ne... Și îmi dau seama și sunt recunoscătoare boli. Pentru că dacă nu mă îmbolnăveam, nu eram aici, nu te cunoșteam pe tine. Nu avem această posibilitate de transformare. Și chiar pot să-mi mulțumesc bolii pentru asta. A fost o piatră în drumul meu, am sărit peste ea și de tot să iese. Ce nu te omoară, să spune, că te face mai puternic. Și de aceea am, am intrat în echipa lui John Maxul. Am făcut un, am făcut un masterat în, în coaching și psihologie personală la Madrid. Am făcut două cursuri de tehnici și de formador de persoane. Mi s-a spus că sunt nebună la 41 de ani să încep să, să studiez. Am intrat la Facultatea de filosofie. De ce? Pentru că s-a declanșat în mine acea sete de calitate, de cunoaștere. Și asta a fost momentul, momentul care mi-a schimbat viața. Mi-a schimbat viața pentru mai bine, mi-a schimbat viața într-o calitate extraordinară și mulțumesc destinului, mulțumesc bolii, mulțumesc universul pentru pentru că din tot, din tot răul ai ceva bun. Multe persoane ajung să conștientizeze la fel ca tine că un lucru aparent negativ din viață reușește să se transforme într-un lucru măreț, și uh, reușește să te transforme pe tine ca om într-o persoană cu totul nouă, uh, să te ducă la un nivel cu totul ridicat față de omul care erai înainte de uh, acel eveniment care a declanșat, te-a făcut să conștientizezi existența uh, cancerului în corpul tău. Cum te-au uh, te -au susținut cei din jur sau cum s-au îndepărtat cei din jurul tău în urma transformării tale? cum pe parcursul bolii mele am fost singură. Dar am avut o putere interioară foarte mare. Iubesc prea mult viață. Și îmi amintesc cu mare drag de învățătoarea mea, care a murit în data de 15 ianuarie. de câte ori mă amintesc de ea, se umplă ochii de lacrimi. Lucru și pe care îl faci chiar și acum, dragi ascultători, Corina este cu ochii în lacrimi. Și, cum spunea ea, nu mi-e frică de moarte, mi-e frică de viznicia ei. Și eu, iubesc viața. Am două pasiuni în viața mea. Cărțile și băiatul meu. Cărțile îmi dau viața și copilul meu e viața mea. Am parcurs, am parcurs procesul de boală singură. Bine, fosti mei șefi, prietenii, prietenii mei, prietena mea cea mai bună din Baia Mare, care, care nu era zis să nu, să nu fie, să nu, mă, să nu mă caute, să nu mă sune, a venit în Spania, a stat cu mine, dar totul a depins din dinăuntrul meu. Totul. Totul depindea de mine. Am suferit mult, mi s-au dat șase luni pentru a merge în picioare pentru că tratamentul la început nu funcționa. Dar am zis, eu nu vreau să fiu o legumă, eu nu vreau să fiu să depind să, să stau pe pat. Decât să fiu o legumă, mai bine nu, nu o să fiu. Și am zis, iubesc viața mai, mai presus ca orice. Și pot să spun că aici sunt. Aici sunt. Mă simt foarte bine. Am recuperat unghii, păr, sprâncene, gene, piele. Mănânc foarte sănătos. Mă... Îi dau sufletului acea calitate de care am nevoie și trăiesc fiecare zi ca și cum ar fi ultima. Apărește-te. Închide -te telefon. Pune-l pe mod avion. Am eu e? Da, că am e pus pe mod avion și atunci scoate o mulțumesc de asumere. Atitudinea este foarte importantă. spune te rog, ce... cum îți ales, alimentezi tu această atitudine sau um, cum ți-ai menținut atitudinea la cote ridicate în perioadele alea când nu ți-au fost foarte bine? Prin meditație. Când urlam de durere, cei din în Spania, uh, Medicina generală ne pune la dispoziție psihologi și ne pune la dispoziție persoane care sunt pregătite să ne ajute să putem să ducem durerea în, în sensul bun. Și mi s-a propus să fac. Un, curs de mai, un să mă duc la un curs de mindfulness, de yoga, să fac yoga, să practic yoga ca să pot să controlez durerea cu mintea. Când mi s-a propus, am zis. Nu, nu, sunt eu pentru... Zic, doamne, ce, ce prostie îmi spun ăștia. Cum poți să controlezi mintea cu... durerea cu mintea? M-am dus sceptică, m-am dus... m-am dus necrezând. Primele două sesiuni nu au... nu au avut niciun rost. Dar văzând mediul și am conectat atât de bine cu persoane, am văzut o persoană de 76 de ani care au extirpat amândoi sânii, și ea spunea, în momentul când ne vindecăm, mergem în croazieră, toate care suntem aici. Și atunci am văzut actitudinea acelei, acelei femei, care, și-am zis, dacă ea poate și eu pot. Și cum am alimentat prin cărți. Citeam non-stop. Nu am dormit șase luni, din cauza durerilor, dar în, puținul meu, în puținele mele clipe de liniște, Citeam și cartea mea care care mi-a ajuns la suflet a fost cartea lui, Mar lui Marcel Proust În căutarea timpului pierdut. Și m-am regăsit eu acolo. Și prin rugăciune. Totdeauna am, puțin, zic, aveam, am o carte care mi-a făcut o bunică cadou. Acea carte mi se pare că are aproape 100 de ani. Poți să o duci la muzeu. Și cartea aia de rugăciuni tot timpul era pe măsuța de noapte cu mine. Și giteam, cât un tatăl nostru, cât un psalm, cât eu. Totdeauna mă rugăm la Sfântul Nicolae. De probabil că nu întâmplător numele băiatului tău este în conexiune cu acest sfânt. Întotdeauna mi-am dorit, întotdeauna mi-am dorit, eu, visul meu a fost să am un băiat care să-l numească Nicolae. De ce? Pentru că Nicolae, cuvântul Nicolae are o semnificație deosebită pentru mine. În satul în care am născut, satul Costene, județul Maramureș, Biserica are hramul Sfântul Nicolae. Și pe mine m-a botezat la acea biserică și nu m-a nimeni altul decât părintele Iustinia Închiră, care a murit și care a fost, a fost călugăr în vremea aceea la noi în sat. Și cum am născut în vinerea de florii, e o conexiune specială. Tu, Florina, ai născut în Învinerea de, de flori, da, într-adevăr, în mod sigur. De fapt, noi știm că, dacă să și recunoaștem, nimic nu este întâmplător în viață. Totul se întâmplă așa cu un scop și la timpul și momentul potrivit. Cum vezi tu că te ajută dansul energetic în activitățile tale de zi cu zi? Mă trăiesc în fiecare dimineață la patru și mă antrenesc cam 70 de minute. După meditații, după ce mă duc să alerg, cum ajută? Mă ajută să mă mențin euforică. Mă ajută să mi dozez energia. Studiez, sunt în examen, sunt în perioada de examenelor, plus că mai am câteva activități pe lângă asta, sunt, sunt o femeie activă. Și de aceea cum am spus că trăiesc fiecare zi ca și cum ar fi ultima. Dar sunt energetic M-a făcut să în, în relații. Să conectez, să, să pot să, cum zice, să însănătoșesc acele relații care nu sunt benefice pentru mine. Intenția. Relația cu banii. Nu am avut o relație bună cu banii. Țineam banii cu un cu șapte noduri. Dar banii sunt energie, și banii vin și merg cu drag. Și atunci când îi, când îi lași drum liber, banii ajung în cantități industriale, în cantități enorme la tine. Și dansul energetic m-a făcut să conștientizez în a avea acea calitate de viață pe care am dorit-o întotdeauna. Am 1,76 și am 57 de chile. Cu asta am spus tot. M-am tonificat și mai am detonificat corpul și mă vindec. Aveam pe piele une, niște pete. Datorită, încă mai am șase luni de tratament puternic. Și ficatul meu era, era, e foarte, foarte îmbibat de medicamente. Dar prin energie, prin mâinile mele, și mi s-a spus că mâinile mele au o energie vindecătoare. trec mâinile pe față, pe corp, pe păr, pe tot, și mă vindec, mă luminesc. Și cei de, cei de, aici, de la noi, din, din Catalunia, spune tu, în loc să îmbătrânești, recent am împlinit 46 de ani și zici, ai o lumină specială în ochii tăi. Și zic, am făcut, am făcut, sunt de la, sunt vin, vin, din, regiunea lui Dracula. Zic, am făcut un, un contract cu diavolul pentru a mă menține tânără și neliniștită și veșnică. Dar este un lucru deja recunoscut că persoanele care practică dansul energetic transmit acest lucru pe fața lor, se transmite bucurie și, într-adevăr, se vede, pe zi ce trece, procesul de întinerire. Așa că și cu această ocazie recomandăm ascultătorilor noștri să practice cu sârg dansul energetic. Dar cum vezi tu integrată alimentația în modul acesta de calitate, de, al vieții de calitate. De, de aproape două luni de zile nu mai mănânc carne, nu mai consum carne. Singurul lucru cât ce mai mănânc e salmonul, somonul uh -huh. și tonul. Mai consum brânzeturi și lactate, dar în scurt timp le voi, lăs, le voi îndepărta din alimentația mea. Am înleuturat pâine albă. Eu sufeream de dureri cumplite de stomac mă îndoiam de fiecare dată când luam micul dejun, stomacul meu era, parcă, era, parcă mâncasem o piatră. Și deci am, am văzut că în momentul când am schimbat alimentația, m-am ușurat. M-am ușurat, m-am simțit ușoară, m-am simțit liberă, m-am simțit zglobie. Mănânc Exact ca și o persoană diabetică, mănânc de 5 ori pe zi, cantități mici, dar mă, mă satur, mă, mă, mă sățuiesc, îmi mă, 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 mă dau energie. Am început cu hrișcă, am început cu, cu, cu fasole, cu avocado, am cu salate. Și mă simt foarte, foarte bine. Dorm foarte bine, nu, nu mai sunt balonată, nu mai sunt, nu mai aveam, aveam pe piele aveam niște ca și, ca și eu un fel de buburuțe mici, exact ca și cum le ieși la copiii de căldură. Așa. Nu mai am au dispărut. Au dispărut. Și mă simt foarte ușoară, mă simt foarte bine. Cum a fost adaptarea? Cum a fost să renunți, de exemplu, la carne dacă spui că ai renunțat la carne? Nu a fost nimic complicat, am zis, nu mai exact și cum am renunțat la fumat. Cum ai renunțat la fumat? Dintr-o zi, am fost la plajă. Și m-am -am ars, m-am -am făcut insolație. Și am venit acasă și am ieșit pe terasă și am aprins o țigară. Și mi-a venit fumul, mi-a intrat prin nas. Și am zis de Dumnezeu zic, Doamne Dumnezeule, eu dau bani. Eu dau bani și. și după aia nu mă simt bine. Deci mi-a mi intrat fumul pe nas și mi-a mi venit atât de rău. că nu, am zis gata, nu mai fumez. Exact și cu carnea. Zic, și dacă ar fi să, elim, să elimin carnea din dieta mea. Și locuiesc cu o fată din Ecuador, care ea e foarte. e mâncătoare de carne și de orez. Și zice, Doamne ferește, zice, o, o să mor de foame. Zic, nu. Nu. Pentru că multă lume asociază că dacă mănânci carne, ești, e bine, ești sănătos, ai o altă calitate. Nu. Care nu e calitate? varza, sfecla, morcov, țelina și toate toate legumele și fructele crude, e un balsam pentru sufletul nostru. Asta e calitate. Unde vezi tu care, care, vezi tu următorul pas? Deci termini acum masteratul. Când îl vei termina? Ce este pe lista ta de așteptare? Încotro crezi că îți îndrepți atenția? Masteratul o să fie o complementare a ceea ce am început. Știu că examenul final mă duce, o să mă duc la Strasburg, la Parlamentul European. Acolo m-am văzut, n-am fost niciodată. Dar o prietenă de-a mea locuiește în Strasburg și de câte ori trece pe acolo, prin Parlamentul European, sunt toate drapelurile din lume și îmi trimite poze. Și eu m-am văzut acolo pe scări. De aceea m-am înscris la masterul în filosofie Drepturile omului. Pentru că lucrarea mea la final o să fie: De ce noi, românii, trebuie să renunțăm la cetățenia română pentru a, pentru a primi cetățenia spaniolă? Nu e corect. Eu am rezidența și dreptul de lucru permanent. Dar ca să fiu cetățean span, spaniol, trebuie să re, renunț la cet, la, de a fi cetățean român. Înainte, barham la, la posibilitatea de a renunța. Acum nu. Și cum am spus, masterul în filosofie o să fie complementară la ceea ce vreau să fac. Vreau să încep să deschid Academia Integrativă în Spania, pentru că lumea are nevoie de calitate, lumea are nevoie de dans energetic și are nevoie de coaching și de tot. Și simt că acesta este drumul meu. Și ajuta oamenii în continuare. Cum vede băiatul tău um, activitățile pe care tu le desfășori? Pentru că ești tot timpul ocupată. Reușești să îi mai acorzi timp de calitate? Noi întotdeauna, întotdeauna, avem momentele noastre. Mergem și în, o săptămână locuiește cu mine, o săptămână locuiește cu, cu fostul meu soț. Dar acea săptămână care e cu mine, acum că începe vacanța, mergem și patinăm, Merge cu bicicleta. Dar pe el, pe el îl încântă. Ceea ce fac eu. El, el spune, eu vreau să fiu ca tine un coach. Și începe și practică el. Adună mâinile și începe el să... Să povestească și vorbește în fața oglinzii. Și el avea o... Avea o problemă cu... Nu să pot. Întotdeauna era... Era un pic negativ. Nu să pot. E foarte dificil. Și în momentul când am început să lucrez cu el... Să facem coaching 1-1 fără să-și dea el seama, a văzut că totul e posibil. Pe el îl încântă, îl încântă gândul de a, via, de a, de a călători. Tata viitoare când mai vin în România, îl aduc. Acum nu l-am adus pentru că are sărbarea de sfârșit de an și am zis, e dreptul tău și trebuie să particip. Termină clasa 5, -a, dar tata viitoare îl aduc ca să disfrute, ca să vadă esența și să vadă locurile unde am copilărit eu, pentru că acum e mare, pricepe și conștientizează lucrurile pe care eu nu le-am avut și el, el le are. Valorează fiecare lucru pe care îl fac cadou sau fie pe care îl cumpărăm, dar el e un copil foarte foarte nobil, foarte, foarte dulce și deștept. Să nu spunem că este o părere, poate subiectivă, dar în mod sigur așa este și te felicit pentru că ai un băiat așa de minunat ca tine. Dragi ascultători, a venit momentul concursului emisiunii. Vă rog să menționați în scris pe pagina Mirela Lia Gabor, care este acea conștientizare de care ați avut parte în urma audierii acestei emisiuni, în urma a ceea ce Florina a povestit astăzi. Florina, ne, așteptăm, ne îndreptăm așa încet, încet, înspre final de emisiune, dar aș vrea pe final să transmiți un gând ascultătorilor emisiunii noastre. În primul rând, mulțumim, dragi ascultători, pentru că ați fost alături de noi și ne-ați însoțit. Și gândul meu se îndreaptă către dumneavoastră și vreau să vă vreau să vă să vă rog să conștientizați și să vă întrebați de ce fac ceea ce fac și dacă viața pe care azi în ziua de azi viața pe care o aveți e viața pe care dumneavoastră o doriți totul începe înăuntru și dacă nu știți pe unde să începeți, ascultați inima. Întreabă unde vreau să ajung și ce vreau să fac. Viața se trăiește o singură dată. Și acea dată e azi. Nu avem. Ieri a trecut. Viitorul mâine nu știm dacă ne trezim. Și doar ce avem la mână este azi. Așa că facem ca viața pe care o avem să fie o viață de calitate? Pentru că vă rog să vă amintiți un singur lucru. Suntem oameni de calitate. Și pentru a avea acea viață de calitate, noi suntem oameni de calitate. Vă mulțumesc și vă îmbrățișez cu mare drag. Mulțumesc tare mult Florina pentru tot ce ai împărtășit astăzi cu noi. Mulțumesc că ai fost alături de noi. Dragi ascultători, vă aștept și la următoarea emisiune. Nu uitați că vă doresc toate cele bune. Încercați să trăiți acea viață de calitate de care ne vorbea Florina. Vă doresc toate cele bune și nu uitați, dați-vă voie să străluciți!